m-a făcut să simt că m-am bazat, și asta am avut din nou, așteptările noi ni le facem și noi ne dezamăgim pe noi. Eu aici, eu am fost vinovată, eu am lăsat, știți cum e, ce e mână nu-i minciună. Acum ceva mult timp, când am început eu un job și la care eram foarte fericită și am dat randament, a venit momentul în care să am o mărire de salariu. Când mi s-a pus pe masă mărirea de salariu, mi s-a spus așa: uite care e treaba, noi suntem foarte mulțumiți de tine și de aceea ne-am gândit. La momentul respectiv, eu am simțit-o ca pe o țeapă pe care mi-am dat-o eu mie. Eu eram foarte mulțumită de locul de muncă de atunci, eram foarte mulțumită de cum mă desfășor, cum mă dezvolt echipa, cum lucrez. Mi se recunoșteau întotdeauna meritele și ce fac. M-am dus la ei, am spus: uite care e treaba, cred în compania asta, îmi place foarte mult cum se dezvoltă, îmi place cum mă dezvolt eu în ea, oportunitățile, perspectiva. Și am vrut la momentul acela și să arăt un soi de loialitate. Trebuie să fiu foarte atentă de acum încolo cum iau decizii de genul ăsta, pentru că pot fi cu duș și întors și business e business și emoțiile sunt emoții. Bine ați venit la Vloguleț și dacă vă întrebați de ce arăt ca o băpăiată scăpată de undeva în haine de Crăciun, cu mult înainte de Crăciun, și cu cercei și tot acă, este pentru că pregătesc ceva pentru fetele mele, mai ales cele de pe Instagram. Și motivul pentru care ne pregătim din timp, o să vi-l spunem toate la timpul lor, nu-i așa? Salutare, bine ați venit la Vloguleț! V-a plăcut incursiunea noastră politică? Ce muștrulială ne-am luat! Știi, e site-ul ăla, te cam uitat cum îi cheamă, e un site care ne-a mai muștruluit pe noi la un moment dat. Nu scrieți-vă în comentarii că nu vine acum, mă rog. Bă, deci dacă nu ne-am muștruluit, păi eu nu ne așteptam la asta, dar mă rog, băi, nene, cu toții avem dreptul la opinii până la urmă, nu? Dar așa cum am zis, bă, când ne cheamă ăștia la vot, păi nu interesează, bă, dacă știm ce e stânga, dacă știm ce e dreapta, nu interesează dacă știm să scriem, dar păi să intereseze pe ei orice altceva despre opiniile noastre politice. Ei toți vor un singur lucru, votul. Dar ne întoarcem la ale noastre, astăzi avem o zi superbă. Casnică, pentru că Delia a decis să facă din nou bunătățuri chinezesco-taiwaneze asiatice, da. Bine spus, nu-i așa? Am avut o zi în care am avut un breakdown la propriu, pentru că la job se mai întâmplă și lucruri neprevăzute și se întâmplă să ai breakdown-uri, dar interne, pentru că you have to keep it professional. Stai puțin că... Așa? Am amordărit puțin engleză. Bineînțeles, după acest breakdown, în care, în momentul în care s-a rezolvat totul, am simțit așa că... reînviu, cum se spune, și bineînțeles m-a apucat alergia, era să zic, Doamne ferește, nu încă o dată, m-a apucat energia și i-am zis lui Doru, zic, știi ce, haide până la Morrisons că vreau să fac un noodle doodle și să mă relaxez un pic, că așa e, dacă mie nu mi-a plăcut. Că asta mă gândeam în timp ce aveam breakdown-ul, bineînțeles că îți pui întrebări cu privire la propria persoană. Nu mi-a plăcut și mie să am o viață ușoară. De exemplu, am văzut că e foarte în vogă acum să fii o soție trofeu. Poftim? O soție trofeu. Să nu mai trebuiască să mai faci nimic. Să pur și simplu să duci trai de trofeu. La modul te pune frumos acolo și tu ești sclipitoare, aranjată tot timpul, minunată, superbă, nemaipomenită, probabil până a deschis gura. Știu, nu o secundă. Și când pleacă plovanul, ce faci? Rămâi ca un trofeu pe bibliotecă sau pe nu știu cum funcționează. Trofeul la mâna a doua. Probabil că na, și trofeele astea sunt și ele. Lăsând la o parte, bineînțeles, sună foarte judgmental ce zicem noi aici, dar nu e deloc, fiecare face ce vrea cu viața lui. Mă gândeam că uneori ai zilele astea în care te gândești, bă, da, ce am, nene, cu viața mea? De ce mă chinui, mă, frate, așa? Și după aia ai și zilele alea în care zici, mamă, și vreau mai mult și vreau să mă zbaci, să fac, să rup, să fiu cea mai tare din parcare. Deci sunt zile și zile. Haideți să facem o mică descriere la ce vrem să facem aici. Când spunem noodle doodle, ne referim la chestii chinezești. Da. Așa cum mâncăm noi la acel restaurant. Sănătoase, însă trebuie să precizăm, făcute cu uleiul nostru, cu toate astea ale noastre. Mă rog, credem noi că avem cât de cât control. Hai să vă spunem ce am făcut. Am fost la Morrisons și am luat acest ulei de sesame oil, de susan, al cărui conținut aici ne uitam și, domnule, zero, absolutamente zero carbohidrați, are o grămadă de grăsimi, așa cum ne place nouă, adică 90 și ceva de grame de grăsime pe 100 de mililitri, ceea ce e perfect. A pus Delia acolo, mă rog, mie mi-a zis că o să pună așa, vreo două linguri maxim, ați văzut ce a pus acolo, a pus, cred că, vreo șase linguri, da, da, da.
Dar e în regulă pentru că ceea ce avem noi de făcut... Eu mă referam la care știi cu două măsura de astea, am unitățile înțeles. De măsură diferă. Așa. Da, da, da. Și am zis, hai să facem ceva, să rămânem tot așa în sfera asta de keto, pentru că mie, Delia mi-a făcut ieri ceva extraordinar. Am fost, numai să văd unde sunt, da. Am fost iarăși la magazinul ăla cu de toate și ce-am luat noi, ce-am găsit în raft și scria în limba română, ce credeți? Păi pipote și inim. Și mi-am făcut ieri, Delia mi-a făcut ieri, pipote și inim. Și aici avem așa, pipote, inim, un pic de ficat, pentru că ea și-a făcut ficat și un pic de bacon. Dom'le, baconul ăsta este atât de sărat, te scoate din toate alea. Și eu nu știu cum a reușit Delia să facă, să mănânce vreo 4-5 feliuțe și vine de dimineață. Sunt tristă, o să știi. Dar ce ai pățit, scumpa mea, zic eu. M-am urcat pe cântar și iarăși nu mai arată indicatorul ăla acolo unde păi vreau eu să fiu. Păi vă spun eu ce indicatori. Eram fericită alaltă ieri că am 55,8 și am zis mai am 800 de grame și gata, am ajuns unde îmi doream, sunt fericită, foarte bine, superb. Astăzi m-am urcat pe cântar, înapoi la 56 pentru că aseara am mâncat bacon și am băut multă apă. Ce drept, știu că am băut multă apă pentru că mi-a fost foarte sete. Chiar și noaptea m-am trezit și am băut apă de sete. Da, problema nu e de la apă, trebuie să le spui adevărul. Hai, spune până la capăt. De la sare. Exact. Da. Nu, excesul ăsta de sare este groaznic. Nu se spune că ne trebuie nu știu câte miligrame. Eu am făcut calculul și am cântărit că avem cântar. Nu ne trebuie pe zi mai mult de o lingură și jumătate de sare. Și aia e deja la maxim dacă avem o viață activă, dacă toate cele. Dar noi cred că băgăm cel puțin 15 linguri, dacă nu 20 de linguri de sare, nu mai zic de zahăr, și mai mult, prin ce se găsește în mâncarea asta din comerț. Și de-aia am zis, domnule, nu mai mergem la noodle doodle, că noi știm că ia pun 3 linguri de sare, 6 linguri de zahăr, 3 linguri de chili, că i-am văzut noi cum fac și am zis, numai, gata, ne facem noi acasă, ne facem noi, încercăm, am mai făcut, ne ieși bine astăzi, însă o luăm de la capăt. Doar că facem un pic diferit, am schimbat niște ingrediente aici, pețe din astea de țelină, pentru că nouă, propriu zis, bulbul ăla nu ne place decât în ciorbă. Dar revenind la pipotele, inimile și ficații de aici, vreau să vă spun că mi-am făcut ieri exact 400 de grame. Adică am avut 200 de grame de pipotă, 200 de grame de inim și Delia cred că a avut vreo 300 și ceva de grame de ficat. N-am putut să mănânc decât jumătate din pipote și inim și mă uitam că în materie de calorii vă dați seama subnutrit și atunci ce am făcut? M-am dus eu frumos repede și am luat minunea, domnule. Această minune este extraordinar. Unt de arahide, foarte bun. L-am cumpărat, nu cred că are 3 săptămâni și uitați-vă ce s-a întâmplat. Aproape e gol. Noi încă suntem în programul de îmbunătățire personală, în sensul că noi mâncăm tot așa. O masă pe zi și au trecut mai bine de 2 luni deja, dacă vă aduceți aminte de când am început noi programul. S-au făcut 2 luni, cred că s-au făcut. Ce vreau să vă spun este că mâncăm tot o masă pe zi, preponderent keto, foarte puțin carbohidrați, iar dacă sunt carbohidrați, sunt, uite așa, din legume. Ba dintr-un ardei, ba din niște ceapă verde, doar așa. În rest, băgăm, domnule, băgăm carne, pentru că vrem neapărat să băgăm proteine, carne cu multă grăsime, pentru că noi iubim grăsimea și este foarte bună. Am luat aceste roasted monkey nuts. Sunt, de fapt, alune din alea în coajă. Noi le spunem alune de pădure, sau nu știu cum le spunem de obicei. Foarte bune. Deci am ales să luăm așa din două rațiuni. Unu, pentru că am descoperit că mâncăm mai rar și cumva mâncăm mult mai responsabil. Și doi, al doilea argument este... Unele alea decojite, pregătite, de gata, puse în cutie, sunt dublu la preț. Păi toată pungoacea asta ne-a costat aproape 2 lire. Ceea ce nouă ni se pare, pe echivalentul nu știu cât vine, 10 lei, 11 lei, 12 lei, ceva genul ăsta. Ceea ce nouă ni se pare extraordinar, pentru că ne ajunge realmente, am îndurora, cel puțin 3-4-5 zile. Pentru că noi în fiecare zi, de-aia și cumpărăm iaurt în aceste cantități industriale. Am descoperit acest iaurt. Ia uitați-vă cât e de mare. Dar să știi, Delia, că eu acum mă uit la ei și mă bucur că au făcut stilul ăsta, pentru că au capac, domnule, după ce îl desfaci, în sfârșit au pus și ei un capac. Că de regulă lipsește treaba asta. Noi când cumpărăm double cream, pe care îl pun eu în cafea, ei nu au căpăcel de ăsta și e destul de nasol, că e greu. Mai vărsăm prin frigider, nu vă mai zic, am făcut o grămadă de boacăne. Da. Deci, cum ziceam, luăm iaurt din ăsta pentru că avem semințele descoperirea Deliei, căreia nu i-am dat crezare prea mare, credit, nu i-am dat deloc, vă aduceți aminte ce am spus? Doamna Moraru, trebuie să-ți recunosc public aici. Este momentul ăla în care trebuie să spun ce am zis. Am zis, lăsați că-i trece. Vă aduceți aminte că așa v-am zis? Nu, chiar. Lăsați că-i trece. Chiar o să vă arăt să-i astăzi, ei, că rămâne am la mine. 3 lucruri pe lista de, pe agenda de zi, sau cum se spun, pe, cum îi zic că era în Parlament, ordinea de zi. Am așa,
Eu și șoșoacă. Doamne, iartă. Am odată să fac budincă Raffaello și am gândit, am efectiv azi noapte pentru că nu aveam somn, că se adică mai întâmplă să n-ai somn. Folosești ăștia și fulgi de cocos? O să vezi, e o treabă nebunie. Da, pare. Azi noapte pentru că nu aveam somn, mi-a venit această găselniță și am zis, bă, am daia, ia să încerc eu să fac. Și mi-am dat seama, zic, da, o să se vină un pic cu Raffaello, gândesc eu, na. Și vreau să fac această budincă. A doua chestie pe care trebuie să vă zic este cum mi-am luat țeapă la job și am mai multe chestii să vă explic aici despre cum să nu ții țeapă la job, adică să învățați din ce am făcut eu. Al treilea lucru, ne tot întrebați de acele stripsuri de verificat chetonii și ne-ați rugat în repetate vloguri în comentarii să vă arătăm cum și în ce fel și am de gând să fac și asta. Doamne ajută să nu uit că și eu vreau de la mine să le fac pe toate într-un singur și să și gătesc, să fiu și o soție responsabilă. Haide, domnule, lasă-ne cu atitudinea asta de gospodină învățătoare. Da. Of, Doamne, cu privire la acest băț deosebit, nu crezi că ar trebui să le faci un pic mai mari? Eu le fac mai mici ca să pot să mănânc și eu, ca să se facă. Păi pune-le unele mai mici, unele mai mari, pentru că mie îmi plac să rămân și un pic mai crocante, știi? Noi mai avem niște ulei special, am un ulei de la Remus, ulei de măsline, de la bun, nu așa oricum. Și a băgat el chili și toate cele. Vreau să vă spun că n-am întâlnit nicăieri un sos mai picant decât uleiul pe care a reușit Remus să mi-l facă. Și îl am deja de mai bine de păi na, dacă 8-10 luni, nu? Remus te cunoaște, a fost la el, omul și a făcut și el uleiul exact. Lui. Și dorul era, da, e foarte bun uleiul ăsta, parcă ar mai merge un pic mai așa. A zis Remus, stai că-ți dau eu, stai că-ți fac acum. Și treaba e că mi-a făcut, ne așteptam și eu și de Elia și Remus ne-a zis, băi, ai grijă că poate râncezește cu tipul, dar noi dacă l-am ținut frumos la întuneric, cu capacul bine pus, nu s-a întâmplat nimic cu el. E pe ton în continuare și de regulă, la o supă, spre exemplu, când vreau să o fac picantă, tot ce trebuie să fac e să iau lingurița, o introduc în ulei un pic și o scot afară și o pun în bolul cu supă. Nu trebuie să iau realmente în linguriță pentru că va fi prea mult, pur și simplu tușești instant. Foarte bun. Un picant de calitate care nu îmi dă niciun fel de efect secundar, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Bun, hai să vedem cum decurg treburile aici. Ce am pus aici? Avem pui, avem ciuperci, avem porc. Poftim? Ce zice? Că e ceva cu Amazon Music. Oh, nu mai spune. Alexa, Echo, shut up. Trebuie să... Și Spice Girls. Nu ai Spice Girls. Știu piesa, dar nu mai rețin. N-am fost fană, dar e o piesă recunoștibilă. Da. Bun, hai să facem budinca. Pentru că sunt super excited, nu mai avem nevoie de uleiul ăsta. Pentru noodle doodle-ul meu, am să las puiul și porcul aici. Vreau să le trag în tigaie și o să le las așa să scadă și să se prăjească un pic la sfârșit. După care voi adăuga legumele, voi trage tot în tigaie cu niște sos picant, cu nebunii, cu așa și pe dincolo să-i placă lui Doru. Și voi mânca și eu, adică voi ajusta picantul să nu fie chiar atât de picant, pentru că eu nu pot să mănânc ce mănâncă Doru. Și până una alta... Să facem budincă Raffaello. Delia face un bol de genul ăsta, îl tăiem în patru și avem azi și mâine, adică fiecare câte un sfert de bol din ăsta. Bolul nu e foarte mare, e relativ adânc, adică nu poți să zici că nu e adânc, dar uitându-ne noi așa la treaba asta, domnule, stă bine de tot, dacă stă bine pe ceva, stă bine pe fibre, domnule, are 39,9 carbohidrați, dintre care 32,5 sunt fibre, ceea ce este extraordinar. Vă dați seama, câte linguri pui aici, ai de 6? Sincer, în momentul în care măsori iaurtul, îmi dau seama cam câte linguri de chia vor veni și am ajuns să le fac după ochi. Culmea, am ajuns la iaurtul ăsta, am încercat tot felul de iaurturi, dar tot ăsta de la Morrisons ne place cel mai mult. E practic ăla de pe raft, care, așa cum știți, v-am mai spus noi într-un vlog anterior, pur și simplu l-am mutat undeva după colț. Când intri pe raftul de lactate, te uiți și vezi cu fructe, cu arome, cu ciocolată, cu Baileys, cu toate cele. E, alea naturale care mai da așa, undeva într-un colț acolo, știți, uitate. Acolo frumos mare, într-un colț acolo, lângă făină, nu mai știu ce, chestii din astea de prăjitură, adică exact ce nu fac englezii, domnule, înțelegeți? Hai că iese, budinca așa se face, deci jumătate de bol de iaurt, pentru că aceste semințe deosebite se umflă, domne. Mie îmi place, să vă spun sincer, mie îmi place mai mult a doua, chiar a treia zi, pentru că e textura mai bună. De ce te râzi, doamna? O să te auzi tu la editare. Râzi și eu ca unde la, de clasa 8. Hai să vedem. Deci punem, am pus iaurt, o să punem îndulcitor, adică folosesc îndulcitorul ăsta de stevia,
cred că așa se numește, este pe bază de plante, deci nu este aspartam, pentru că am vrut la un moment dat să iau din Morrisons tot așa un roșu și când am văzut că scrie aspartam pe el, am zis nu, mulțumesc. Dar e absolutamente necesar, că până acum n-ai folosit. Ba da, am pus mereu în budincă. Da? Dar foarte puțin, de-aia nici nu simți că e dulce, că pun doar așa, cât să eleveze gustul. Doamne, n-am simțit niciodată, n-am simțit, iar recent a avut o idee și mai tare, am cumpărat noi niște esențe, cum sunt astea, esență de rom, de whatever, vanilie. Nu, le avem una de cafea, uite-o, am găsit-o. Și avem esența asta de cafea. Vreau să vă spun că dacă trântește 2-3 picături la toată asta, prinde un iz din ăla de nes așa, e nebunie totală, ești extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult, de ce deci, să zic. Avem aici iaurtul, care va fi baza, practic, aluatul, dacă vreți așa, al acestui preparat. Vom folosi chia, dar până să punem chia, am cumpărat de curând acest ulei de migdale, pe care nu-l mai încercasem până acum unt, chiar deloc. Unt, cred că e, nu? Da, unt de migdale. Deși la cum arată el cam uleios, așa. Care este foarte diferit de ceea ce înseamnă untul de arahide. Acesta este mult mai lichid și, bineînțeles, pentru că Raffaello, la bază, în interior, inima bomboanei este chiar o migdală, am zis că o să vină foarte bine această variantă de unt în loc de untul de arahide. Nu știu ce să zic, nu-mi place nici la gust, ca să spun sincer. De-aia nici nu pun mult. Da, l-am încercat, așa în combinații mai merge, că am mai pus, am pus și în cafea. Nu pot să-l mănânc propriu-zis așa, cum pot să-l mănânc pe ăla, dar dacă pui un pic în cafea, parfum, se combine de eu senzație. Eu cred că mai trebuie o lingură aici. Crezi tu? Da. Te ghidezi după culoare în momentul ăsta. Mă ghidez, ăsta. Da, și după consistență și aș vrea să aibă gust de migdale. Iar gătești al ochiul, nu? Eu întotdeauna gătesc al ochiul. Eu pus că asta este o rețetă făcută de mine, așa, v-am zis, azi noapte n-aveam somn, nu știu dacă există realmente pe internet, dar sunt sigură că va rivaliza în curând cu ciocolata Dubai, desigur, pentru că toată lumea prepară ciocolată Dubai în ultimul timp. Și atunci am zis, doamne, trebuie să scoși o rețetă din asta și am zis, bomboanele Pisa sau ceva, nu știu cum să le numesc. Da. E, asta e, hai să vedem ce se întâmplă aici. Văd că totul se călește bine, da? Ai pus și susan frumos. Da. De fiecare dată când prepară Delia chestii din astea chinezești, am impresia că sunt puține și când vin legumele și se umple instant. Avem aici și fasole verde. Mie îmi place foarte mult. Nu știu cât de fan ești tu, Delia, cu fasolea. Foarte. Da? Făcut așa, da. Da, bun. Ideea este că puse împreună toate legumele astea, când se combină gusturile și cu un pic de iuțeală, fai de mine. Uneori mi se pare că iese mai bun decât la noodle doodle, însă la noodle doodle, la cărciuma la care mergem noi, ce au ei acolo special, au și urechile de lemn. Despre care știți, noi am fost să le cumpărăm de la magazinul chinezesc, am intrat în magazinul chinezesc, ne-am uitat la toate rahaturile, am filmat, ne-am minunat și am plecat, am intrat doi imbecili și am ieșit doi proști. Ca asta s-a întâmplat. Am cumpărat bețișoare, o grămadă de bețișoare, dar noi ne-am cumpărat pentru ce ne-am dus. Ne-am lăsat putam să ce s-a întâmplat acolo. Ai fost să cumperi urechi de lemn și ai cumpărat bețișoare de lemn? Știu că în budincile astea se folosesc tot felul de feluri de lapte. Lapte de migdale, lapte de cocos, lapte de X, de Y. Toate lapturile alea au tot felul de extracții de orez, adică nu e compatibil cu noi, așa că eu am folosesc întotdeauna apă, pentru că e destul iaurtul, dar trebuie neapărat să subțiem un pic conținutul ăsta ca să aibă chia de unde să-și treagă apă. Așa că e numai bine apa asta pentru că o folosesc să dizolv foarte bine. Ia un pic de îndulcitor din acesta pe bază de plante. Senzație, domne, senzație. Adică dacă te vede tantia aia de la noodle doodle, știi ce o să zică. Nu vrei să te angajezi? Nu cauți un job? Păi după ziua de astăzi are toate șansele să zic da. Bun, hai să vedem. Să mai punem niște apă aici, că este un pic cam groasă. Și uite așa, și acum punem și câteva linguri de chia. Dacă n-aș fi lăsat lingura data trecută, pentru că o să o tocostorină extraordinară. Lingura, dar am lăsat-o special, ca să am pentru data viitoare. Ia să vedem. Hai să vedem cum e cu 3. Eu cred că trebuie cel puțin încă 3. Nu m-a luat pe mine de bun, că știi tu, eu mai dau de gardă. Și totuși ne-am mai contrazis noi odată pe treaba asta aici în, da, pe vlog și ai avut dreptate, dar de aceea am apelat la iaurt. Mi-mi place mult mai mult cu bază iaurt, genul ăsta de budincă, decât cu bază de lapte. Faptul că o faci cu iaurt îi dă și o consistență diferită față de lapte. La lapte zici că e griș cu lapte, ceva genul ăsta întărit, nu știu cum. Da, nu știu. Eu spun să pui cu încredere, pentru că dacă e mai mult,
se doar devine mai, cum să spun, se face mai bine. Da, dar dacă e prea puțin, rămâne apă. Oricum, fascinante aceste semințe. Da. Trebuie da. Să recunosc. Vezi, ele când te uiți așa la ele, seamănă cu macul. Da. Zici, gata, au te opiaceele la noi. Dar felul în care se hidratează și devin gel, așa, că practic asta se întâmplă, capătă o îmbrăcăminte de gel. Asta se întâmplă. În momentul în care se hidratează, mi se pare genial. Bun, cam asta e. Asta este budinca. Acum trebuie lăsată la rece și pe deasupra punem fulgi de cocos pe care i-am cumpărat de la un magazin polonesc. Poate vă limbă e asta. Da. Și n-au nimic decât fulgi de cocos așa cum sunt ei. N-au zahăr, n-au adăost de nimic. Și turnăm fulgi de cocos foarte frumos. Păi pui doar deasupra sau o să amesteci să fie în compoziție? În momentul în care îți dorești să amesteci și să mănânci budinca, poți să îi amesteci în compoziție. Eu m-am luat după Raffaello, iar Raffaello are în interior crema aia de migdale, are migdala și pe deasupra are fulgi de cocos. Da, bună investiție am făcut noi când am luat wok-ul ăsta, mare, mare, dar uite-te și mai puțin practic. Că trebuie spălat. Da, e, și mai puțin că nu mai dăm așa noi din paletă, mai des eu și mai sare pe acolo, bucurie maximă, nu pot să văd. Ieri mi-au sărit pipotele alea, de m-au zăpăcit. Acum punem așa renumitul ulei al diavolului, pe care o să-l folosesc, zic eu, într-o cantitate mică, dar nu știu dacă asta e o cantitate mică, vedem. Dacă nu iese ce trebuie și e prea picantă pentru mine, eu am o soluție foarte simplă și anume mănânc treaba asta cu iaurt. Iaurtul pe post de sos și ia toată picanțimea. Se poate fără un pic de soia? Punem și puțin de soia, că ar fi păcat, chiar dacă nu e cea mai bună chestie. Dar ai văzut, înlocuiește măcar sarea, că ai la câtă sare are aia, nu trebuie să mai pui sare în compoziție. Da, în și altfel iese când pui puțin sos de soia, da. Se blenduiește altfel. Dar ce facem? Nu punem și noi acum 6-7 oblinguri de zahăr, că acolo așa se pune. Nu. Mai ții minte când mergeam la aia, la Ciao Baby, cum puneau zahărul în supă? Da, și la foc. Problema asta o avem și la foc. Aș merge și aș mânca un foc fără nicio problemă. Și de-aia eu nu... Na, aș mânca o supă, ce-i drept. Am zis că facem noi la slow cooker, dar am făcut-o pe aia mai românească așa, cu oase, cu carne. A ieșit extraordinar de bună, Doamne. Cred că am mâncat din supă aia, 4 zile. Da, am pierdut 20 de ore la ea. Doamne, a fost extraordinar. Ce poate face oala asta? Știu că mulți a spus că ia prea mult timp. Noi am luat oala aceasta. Nu ca să stăm lângă oală și să veghem cum fierbe oala 2 ore. Din contră, am luat-o, o punem seara sau o punem dimineața înainte să ne fixăm la birou și o lăsăm și își face treaba, n-am treabă cu ea, iar când am terminat treaba, e mâncarea gata. Adică de asta am luat-o, n-am luat-o ca să gătesc stând lângă oală. Ca să gătesc stând lângă oală, uitați aici, ia uitați. Se numește bone broth. Aici, acea supă pe care am făcut-o noi, practic așa se obține. Se pun oase cu un pic de carne la fiert cel puțin 10-12 ore. Noi am pus 20 de ore, a ieșit extraordinar și am înlocuit practic ceea ce cumpăram de pe Amazon și ne costa o armată de bani. Pentru cantitatea pe care am făcut-o, am fi plătit undeva la vreo 120 de lire, ceea ce este pe nor, vă dați seama cât, 800 de lei, 700 de lei. N-avea rost și atunci mai bine am căutat oasele, de-aia am și fost acolo la piața aceea din Sheffield, din centru, și acum am mai descoperit noi, că ne-am uitat prin Morrisons, uneori au oase, uneori n-au, am întrebat și cred că o să mergem și la o măcelărie, am găsit noi o măcelărie aici lângă noi, este o măcelărie care distribuie la tot felul de bistrouri din astea, foarte interesant, și am zis că o să ne dea și nouă niște oase, le plătim desigur, dar nici nu sunt scumpe, asta e interesant aici. Al doilea lucru pe agenda de zi, am zis că vă spun cum să nu-ți iei țeapă la job. Păi, acum ceva mult timp, când am început eu un job și la care eram foarte fericită și am dat randament foarte mult și oamenii din conducere erau foarte mulțumiți, a venit momentul în care să am o mărire de salariu. Mărire de salariu care la momentul acela a fost un foarte mare jump, o săritură foarte mare de unde eram până unde m-am dus, chiar și cu alegerea... aș putea spune acum proastă pe care am făcut-o atunci. Când mi s-a pus pe masă mărirea de salariu, mi s-a spus așa, uite care e treaba, noi suntem foarte mulțumiți de tine și de aceea ne-am gândit că ar trebui să-ți dăm două opțiuni. Opțiunea 1 este să iei suma asta de mărire de salariu, care era o sumă considerabilă,
și să mergi mai departe cu suma aceasta. A doua opțiune este să iei cât crezi tu și restul până la suma din prima propunere. Noi îți vom da opțiuni. Ce sunt opțiunile? În companiile private, în UK, există share-uri pe care le au investitorii și cei care au pus banul jos când s-a înființat compania, dar există și aceste opțiuni de share-uri pe care este o schemă împreună cu guvernul pentru cumva are și legătură cu taxele și angajatorul poate oferi, dacă mă vedeți că respir foarte greu, este pentru că în aer sunt vapori efectiv picanți, îi simt așa. Angajatorul poate să-ți dea aceste opțiuni însemnând că atunci când compania devine publică sau este cumpărată, aceste opțiuni devin share-uri și tu poți cumpăra acele share-uri și poți deveni un shareholder. Și ulterior, dacă vrei să faci bani și compania bubuie, le vinzi și, bineînțeles, trade la stock, la nebunii și devii acest Elon Musk și Jeff Bezos. De Sheffield. Eu eram foarte mulțumită de locul de muncă de atunci, eram foarte mulțumită de cum mă desfășor, cum mă dezvolt echipa, cum lucrez, lucram direct cu C-suite-ul, cum e aici în UK, în fine. E foarte, foarte fericită eram și în același timp mi se recunoșteau întotdeauna meritele și ce fac. Deci, din punctul ăsta de vedere, eram super fericită. Și atunci am gândit eu în felul următor. Dom'le, uite care-i treaba. La bani o să tot am acces pentru că compania asta mă susține și să-mi iau examenele și să-mi dea timp și uite așa. Și eu voi învăța și de bani o să tot urc. Asta nu se pune problema. Nu mă agit la momentul acesta pentru o sumă de bani care să fie atât de mare, când pot să fac varianta a doua, în care să iau suma, eu stabileam suma, iau suma asta, mai mică, și am și acest număr de opțiuni, număr de opțiuni care și el era dublat. Era oarecum o sumă de opțiuni mult mai mare. Și atunci am zis, dom'le, hai, iau această oportunitate, iau acest număr de opțiuni și iau și suma de creștere de salariu, un pic mai mică decât prima opțiune. M-am dus la ei, am spus, uite care-i treaba, cred în compania asta, îmi place foarte mult cum se dezvoltă, îmi place cum mă dezvolt eu în ea, oportunitățile, perspectiva, și am vrut la momentul acela și să arăt un soi de loialitate. Un soi de loialitate pe care eu, acum îmi dau seama, nu aveam față de business per se, o aveam față de cei din C-suite, cu care eu lucram foarte bine, CEO-ul, care era managerul meu direct la momentul acela, el m-a angajat, el m-a luat în echipa lui și CEO-ul, care mă înțelegeam foarte bine și mă trăinuise direct și mă făcuse acest big, un mare, mare bagaj de cunoștințe despre produs, despre companie, despre planuri, despre perspectivă și așa mai departe. Și atunci am zis, bun, eu vreau să vă arăt, în special vouă, astea două persoane, că sunt loială și că totul va decurge cum trebuie între noi și am dorința să rămân în această companie. Toate bune și frumoase, ei au recunoscut acest lucru, li s-a părut ceva foarte frumos, au zis că văd treaba asta și că e super ok și CEO-ul la momentul respectiv a zis că apreciază foarte mult gestul meu și mi-a spus că la anul, când vor fi următoarele măriri de salariu, să nu-mi fac griji că suma pe care, la care am renunțat acum va veni de la sine. Deci, practic, eu eram într-o situație de win-win, numai că trebuia să investesc și puțin timp. Numai că de asta trebuie să am grijă de acum încolo, în companii lucrurile sunt foarte volatile și neavând experiența direct neapărat într-un soi de companie precum acela, n-am știut că sunt atât de volatile și se întâmplă atât de rapid. E, în decursul anului, undeva prin aprilie, lucrul ăsta se întâmplă în decembrie, în decursul anului, în aprilie, a făcut join-in un CFO, l-a preluat cu totul echipa de finanțe și, bineînțeles, a preluat și hățurile mai abitiri decât CEO-ul. Cu CEO-ul s-au făcut așa un soi de team și CEO-ul n-a mai avut așa mare cuvânt de spus în fața CFO-ului, care el era cu banii, eu tai, eu spânzuri, eu așa. Și a venit decembrie, un an după întâmplarea despre care v-am povestit și au venit mărirea de salariu. Mărirea de salariu care s-a întâmplat. Însă CFO-ul, fiind foarte, cum sunt așa de finanțe, niște cutre, efectiv, fiind foarte atent la bani și, mă rog, având și planuri cu investitorii și așa mai departe, a zis, știi care treaba, ce s-a promis anul trecut, ți-a promis CEO-ul cu mine, eu îți promit altceva. Și mi-a făcut o altă propunere. O propunere care nu că m-a nemulțumit la momentul respectiv, m-a făcut să simt că m-am bazat
Și asta am avut, din nou, așteptările noi ni le facem și noi ne dezamăgim pe noi. Eu aici, eu am fost vinovată, eu am lăsat, știți cum e, ce e mână nu-i minciună. Dar cu toate astea vă spun sincer că nu-mi pare rău de alegerea făcută, din două motive. Unu, n-am ieșit atât de rău nici la a doua mărire de salariu încât să-ți pun mâna în cap și să zic. Doar era o chestie de un mic tweak, o chestiune de mai mult de orgoliu al meu, de vanitate, că eu am vrut și am făcut și nu știu ce. Am avut discuția asta cu CFO-ul și cumva am zis, nu, n-am făcut bine atunci, pentru că, uite, așa, 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 asta a fost reacția mea de moment. M-am dus înapoi la CEO și mi-a spus, eu mi-aș fi ținut promisiunea fără nicio problemă, numai că am intervenit aceste schimbări pe care nici măcar eu nu le-am și fi prevăzut. Există niște direcții pe care compania trebuie să le ia și atunci am hotărât să facem lucrurile așa. Am zis ok și dincolo am trecut de orgoliu ăla, de vanitatea aceea și am zis hai să văd marea perspectivă, dar la momentul respectiv eu am simțit-o ca pe o țeapă pe care mi-am dat-o eu mie. Că acum stând și vorbind, în momentul în care spun că mi-am luat țeapă de la job, eu nu m-am luat țeapă de la job, eu m-am luat țeapă de la mine, pentru că eu am gândit în ideea de loialitate, de nu știu ce. E, și ulterior, bineînțeles, când mi-am dat demisia, lucrurile s-au aranjat într-un fel încât la sfârșitul zilei, când am tras linia, n-am pierdut. Dar la momentul în care s-a făcut a doua mărire de salariu, pentru mine a fost o pierdere mai mult sentimentală decât realmente de bani și pentru mine a rămas asta ca o chestie care ulterior, dacă mă uit în urmă, cumva a fost cărămida care m-a determinat să mă uit în altă parte, eu nu având niciun gând în momentul ăla. Cărămida, dar și șutul în fund de care am beneficiat și când zic beneficiat e pentru că m-a trimis într-un loc și mai bun. De aceea, în viață, dacă te uiți din perspectiva asta și te uiți în urmă și vezi că uneori șutul în fund realmente e un pas înainte, e bine să observi asta. Și există momentul T1 la care se întâmplă acțiunea și ai senzația că e țeapă, că ai făcut o prostie, ești supărat pe tine, ești dezamăgit. Și după aia, în timp, așa, momentul TN la care ajunge, adică astăzi, în care zic, uite, domne, că totul a decurs foarte bine și spre binele meu și cel mai important din toată treaba asta este cât de mult am învățat din întâmplarea asta. Dar, ce vreau să spun așa ca să rămân aici, eu o spun pentru mine că, na, trebuie să fiu foarte atentă de acum încolo cum iau decizii de genul ăsta, pentru că pot fi cu duș și întors și business e business și emoțiile sunt emoții. Emoții cu business, când tratez cu oameni, da, poate, depinde de situație. Și emoțiile aia trebuie doar de o anumită natură. Când tratez cu bani, nu! La bani trebuie să dai acolo și în stânga și în dreapta. Bun, avem aici, trecând de la una la alta, o minunată porție de noodle doodle. Nu e așa roșie și necată în ulei, precum e cea de la noodle doodle, dar totuși este foarte arătoasă și la cât îmi este de foame, vă spun sincer că poate să fie orice, că mănânc orice, dar înainte să mănânc, trebuie neapărat să mă duc să fac testul, pentru că v-am promis un lucru și la mine promisiunea se ține, domne. Cum e, doamna Moraru? Nu sunt două liniuțe, da, nu? Dar sunt foarte frumoase culorile, asta pot să vă spun. Acestea sunt testele despre care ne-ați întrebat, aceste teste de la IDMed, care cu ajutorul urinei îți poți testa foarte mulți parametri. Dacă ai sânge în urină, Doamne ferește, proteina, leucocitele, în cazul mai ales ale noastre, doamnelor și domnișoarelor, detectează foarte bine tot ce înseamnă infecție urinară, glucoză, pH-ul. Și avem aici testul meu, pe care îl citim în felul următor, că asta ne-ați întrebat, cum citim. Deci, la urii, bilii, așa, vedeți că trebuie să fie alb. Deci, arată foarte bine, nu există portocaliu, și cu cât e mai portocaliu, cu atât e mai rău. Deci totul este bine. La al doilea parametru avem tot așa o culoare, trebuie să fie gălbuie și culorile care sunt în afara parametrului nu se regăsesc, deci este totul bine. Și te duci tot așa la toți parametrii aceștia, la chetoni însă, normalul, că aici avem practic normalul, da? Da, deci practic chetoni sunt linia asta, ce vedem, da, aici foarte închis la... Chetonii aici ar fi trebuit să fie, dacă nu ești în chetoză și consumi glicogen și ce mai ai prin corp,
ar trebui să fie așa, rozul ăsta deschis. Însă, în cazul meu, pentru că eu sunt în chetoză și sunt într-o chetoză... Eu cred că trebuie să te duci undeva la sfârșit. Sclava chetozaură. Nu, mai, că uite. Mă duc mai așa. Cam acolo, da, ești în afara scaunului. Sunt, practic, în chetoză și corpul meu produce chetoni și consumă chetoni, asta însemnând că eu nu am glicogen, n-am carbohidrați și ce alte lucruri. Și dacă te ducem în continuare, vedem că sânge nu există pentru că e portocaliu și trebuie să fie portocaliu. Dacă n-ar fi, dacă ar fi fost sânge, ar fi avut niște punctulețe verzi. Proteină există și ea, pentru că noi mâncând cu multe proteine, vedeți, deja are o cantitate considerabilă de proteine. Asta e o chestie la care eu mă uit foarte atent. Nitriți ăia, nu știu ce sunt neapărat, dar văd că nu sunt și atâta vreme când nu sunt, nici nu mă interesează. Avem leucocite care lipsesc cu desăvârșire. În momentul în care sunt leucocite în urină, devine așa mov cu punctulețe mici și mai mov. Dar de regulă nu l-am văzut, eu nu l-am văzut niciodată, decât așa l-am văzut mereu, ceea ce e foarte bine. Glucoza însă, da, e foarte interesant că galbenul ăsta, de când ne-am apucat, așa a rămas. Așa este, un galben fosforescent, galben marker, exact, practic. Cele mai importante pentru noi, de regulă, au fost acest specific gravity, da, care urmează. Pentru care că... trebuie să fie verde. În cazul meu, eu bând foarte multă apă peste zi, pare că sunt destul de hidratată. Din nou, dacă există lucruri pe care, dacă sunt aici doctori sau oameni care clar au mai multe cunoștințe, mult mai multe cunoștințe decât noi pe în sfera asta, vă rog din suflet, chiar contraziceți-ne sau spuneți-ne în comentarii, pentru că suntem super avizi să învățăm lucrul acesta. Da. pH-ul văd că e ok, portocaliu frumos și practic vitamina C, din nou, iarăși trebuie să știu cum funcționează. Eu fiind foarte interesată de chetoni, pentru că eu sunt sclava chetozaura, nu-i așa? Întotdeauna m-am uitat la movul acela, dar mai arunc un ochi și către celelalte ca să fiu sigur că nu sar gardul. Să punem drept scopul acestor bețișoare pe care noi le avem mereu în baie, este să vedem dacă dintr-o dată, la un moment să zicem, dintr-o dată se produce o schimbare majoră. Ele nu sunt foarte precise. Bă, dar dacă ceva e rău cu noi, sigur acolo apare ceva. Noi ne uităm cu mare atenție la ceea ce ne interesează pe noi, cu unde să ne menținem, să stăm în continuare în chetoză, pentru că bineînțeles că o să revenim și o să mâncăm în continuare și carbohidrați și toate cele la un ritm normal, dar mai întâi trebuie să ne aducem la greutățile pe care le dorim. Eu mai am doar câteva sute de grame, că v-am zis, la 72 de kilograme mă opresc, Delia mai are și ea un pic, cât mai? Ieri mai aveam 800 de grame, acum mai am 1 kg. Delia, mă rog, mai are un picuț. Când o să după ziua de astăzi scăd doar 500, la cum m-am simțit asta. Acestea fiind spuse, mie e foarte foame, nu știu pe tine. Asta vreau să te trebuie un pic înainte să închem, să nu facem vreo boacă. Așa. Am spus că mai facem ceva în vlogul ăsta și am uitat. 3 promisiuni am avut, eu le-am îndeplinit, da? Cu brio. Am și gătit. Perfect. Mai fă reclamă de gospodină învățătoare, măi nene, că e prin internetul de asta. Pa! Să trăiți! Pa!